Obținerea certificatului de clasificare turistică a fost simplificată datorită modificărilor recente ale criteriilor. Agenția Servicii Publice emite gratuit certificatele în termen de 10 zile de la depunerea cererii. Noile criterii vizează structuri turistice, precum pensiunile agroturistice, casele rurale și hostelurile. Potrivit noilor criterii de clasificare, pensiunea agroturistică este o structură destinată cazării turiștilor care este situată într-o localitate rurală sau pe teren cu destinație agricolă și are o capacitate mai mare de 3 camere care exercită una sau mai multe activități agricole, inclusiv producător casnic pe lângă activitatea de turism. În acest sens, casa rurală este o structură de cazare turistică și după caz de alimentare organizată în baza unei sau mai multe construcții ce aparțin unei gospodării deținute în proprietate privată în aceeași localitate rurală, în stil arhitectural tradițional. Alimentația turiștilor se asigură inclusiv cu produse din producția proprie. Totodată, hostel este o structură destinată cazării persoanelor fizice cu grupuri sanitare comune, având facilități de preparare și păstrare a hranei, cum și de servire a mesei în bucătării comune echipate cu ustensile.